Salut, prietenii mei dragi! Vă mulțumesc celor care v-ați rugat pentru mine. Dacă ați privit video care l-am făcut ieri despre lupta spirituală, l-am făcut din Seul, Coreea de Sud, azi am ajuns acasă și iată, acum voi răspunde la următoarea întrebare care mi-a fost adresată și care este despre cum să economisești banii. Nu știu care este condiția materială a celui care mi-a adresat întrebarea și întrebarea aceasta, subiectul acesta este unul foarte vast. Apropo, în Biblie despre bani se vorbește mai mult decât despre rugăciune, așa că vă dați seama cât de vast este subiectul acesta. Eu voi încerca să răspund la întrebarea aceasta doar mergând prin câteva texte din Biblie. Eu sunt foarte curios să știu ce a avut în vedere persoana care a zis cum să economisești bani. Pentru că de obicei în lumea noastră, când oamenii zic că ai economisi bani, se gândesc la ai depozita, ai strânge, ai depozita. Cum să-i reușești să-i aduni banii împreună? Posibil pentru a-ți cumpăra un lucru sau poate pur și simplu pentru a avea banii. Nu știu care o fi motivul. Însă vreau să vă spun că cuvântul acesta, economie, el implică altceva decât depozitarea banilor. Iată, cuvântul economie provine de la două cuvinte din limba greacă, oikos și nomos. Oikos înseamnă casă sau gospodărie. Nomos înseamnă lege, dar înseamnă lege a administrării, a administra. Deci economie înseamnă știința administrării banilor și administrarea numai decât implică investirea lor pentru ca numărul lor să se mărească ca să fie bine. Deci economie înseamnă bună administrare a gospodăriei. Așa că haideți să vedem acum ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. În cartea Proverbe sunt scrise sfaturile pe care le dă un om înțelept, un tată înțelept le dă fiului său. Iată, cartea este scrisă de înțeleptul Solomon și el spune aici foarte mult în cartea aceasta, zice că așa l-a învățat pe el tatăl său, David, împăratul David. Dar apoi, de asemenea, Solomon adaugă aici, spune lucruri care și el le dă, el dă înțelepciune. Și iată la capitolul 11 din cartea Proverbe, începând cu versetul 24 până la sfârșitul capitolului, el dă câteva sfaturi foarte bune privitoare la economia banilor. Și el începe așa, în primul rând, deci banii, sursa banilor este munca, trebuie să lucrezi ca să-i câștigi banii. Dumnezeu îi dă banii, dar trebuie să lucrezi pentru a-i câștiga banii. Însă iată, din moment ce ai banii, presupun că mi-a pus întrebarea cineva care are banii, mulți, puțini, nu știu câți îi ai, dar acum întrebarea este cum îi vei administra banii aceștia. Și iată ce spune în cuvântul lui Dumnezeu, cum trebuie să-i administrezi acești bani. Începând de la versetul 24, spune așa, unul care dă cu mână largă, ajunge mai bogat decât altul care economisește prea mult. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Iată aici cuvântul economisește este folosit în sensul acesta de a ține, de a nu da, de a reține banii, deci din considerente de economie, nu investește, mai ales când este vorba să-i dea. Spune cel care dă cu mână largă, ajunge mai bogat. Cel care economisește prea mult, nu face decât să sărăcească. Deci înseamnă că dacă economisești nu bine, economisești prea mult, prea mult în sens că nu ești gata să dai, să ajuți, atunci, în felul acesta, zici, nu vei face decât să sărăcești. Dacă Dumnezeu ne dă bani, atunci banii aceștia noi trebuie să investim. Banii sunt pentru a fi investiți. Banii trebuie să fim înțelepți și să investim. Și un fel este de a da altora, de a ajuta. Și iată, imediat următorul verset spune, sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Iată, imediat îți spune un fel cum trebuie să-i folosești banii, cum să-i investești, cum să-i dai. Nu-i dai pur și simplu la stânga și la dreapta fără sens, când nu face sens. Banii trebuie să-i investești înțelept, inclusiv atunci când ajuți pe cineva, trebuie să faci o investiție înțeleaptă. Și iată, aici spune așa, sufletul binefăcător va fi săturat. Binefăcător înseamnă că face bine, îi face cuiva bine, care are nevoie prin banii tăi, prin donațiile tale, prin ajutorul tău să faci bine cuiva ca să meargă bine omul acesta înainte și imediat spune că sufletul binefăcător, deci dacă tu faci bine, vei fi și tu săturat și spune cel care udă pe alții va fi udat și el. Vezi aici, doi oameni sunt comparați cu doi copaci, deci îi trebuie unui copac să-l uzi ca să crească, că el nu poate crește, mai ales atunci când un copac este sădit și
el nu este udat la vreme, el nu poate prinde rădăcini, nu poate crește. Uite așa, toți oamenii când au un start în viață, au nevoie de un start în viață, este nevoie cineva să-i ajute, să pornească ceva, să pornească la începutul vieții, la începutul afacerii, la începutul vieții de familie, la începutul când este greu și are nevoie cineva să-i dea un ajutor, să-l ude ca să poată prinde rădăcini și apoi să crească. Ei, uite, așa este o investiție înțeleaptă pe care trebuie să o faci. Cu acei bani care ai tu, gândește totdeauna cum să-i ajuți pe alții. Vezi, filozofia omenească este cu totul altfel. Eu știu că auzăm proverbe când eram în sat la Lăpușna. Spuneau, dacă dai, n-ai. Auzăm des vorba asta, dacă dai, n-ai. Pe când în Scriptură spune tocmai invers. Cine dă cu mână largă, nici când nu va duce lipsă. Și vedeți aici, zice, cel care, sufletul care e binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Următorul verset spune, cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Ei, și poate cineva n-ar putea să înțeleagă ce se are în vedere aici. Ca să înțelegeți bine, gândiți-vă, amintiți-vă de Iosif. Iosif, când era în Egipt, când a fost el prim-ministru în Egipt, a devenit și vă amintiți, el cunoștea foarte bine că vor fi 7 ani de belșug și după aceea vor urma 7 ani de foamete. Iosif a depus tot efortul, a adunat tot belșugul, a depozitat a 5-a parte din toată roada, a strâns-o bine și vă dați seama cât de rodnic a fost, dacă a 5-a parte din fiecare an a fost strânsă și a fost suficientă ca să ajungă pentru cei 7 ani de foamete, nu numai pentru egipteni, ci și pentru cei care veneau din străinătate să cumpere grâu. Însă, vedeți ce a făcut Iosif, altul care ar fi economisit prea mult și ar fi fost un zgârcit, ar fi beneficiat de asta și a beneficiat în sens rău, ar fi făcut, cum profitat de asta în sens rău, pentru că ar fi ținut și ar fi mărit din primul an foarte mare prețul sau ceva la grâu, știind că vin 7 ani și atunci îl ține, lasă domnule să-l vând așa când oamenii mor de foame, să dea tot. Eu mi-amintesc cum povestea tatăl meu, era mic și tatăl meu povestea, el își amintea cum în timpul foametei, știți că la noi în Moldova a fost foamete mare, în anul 46-47 și iată, atunci tatăl meu povestea cum s-a dus cu părinții, au mers pe jos foarte multe stoviți de foamete și au dus un război, așa în Moldova numesc un covor mare, frumos, țesut, un război întreg, s-au dus într-un sat vecin unde, care nu era afectat așa tare de foame și când au ajuns acolo l-au dus ca să cumpere mâncare, hrană, să poată supraviețui și când au ajuns oamenii aceia tocmai stăteau la masă, el era copil mic și spune că oamenii aceia s-au uitat disprețuitor la ei, foarte flămânzi, nu i-au chemat să mănânce, nu le-au dat nimic absolut, copil flămând în vremea foametei și pentru tot acel război mare, acel covor mare care costa mulți bani, pentru tot covorul acela le-au propus o legătură de ardei iuți. Le-au dat o legătură de ardei, un șrag de ăsta de ardei iuț. Ce puteai să faci în timpul foametei cu un șrag de ardei iuț? Și ei, să-ți închipui că au luat șragul acela, atât de disperați erau că au luat asta. E, iată ce însemna unul care profita. A profitat de foamete ca să ia de la oameni ultimele lucruri. Nu se poate să facă așa. Vă mai amintiți odată la Chișinău? S-a început o epidemie, nu știu ce, și la televizor anunțau că trebuie tot să poarte o mască de aceasta ca să... Și imediat prețul acestor măști a crescut de vreo 5-6-7 ori. Eu chiar am făcut un video scurt atunci, nu știu cine vă amintiți, chiar eram tocmai în studio la MCTV, înregistram niște emisiuni și imediat am făcut un video ca să, și am adus versetul acesta. Nu se poate să procedeze așa. Deci nu profita niciodată, nu mări prețul, nu vezi că este o situație nu știu cum, știi că cineva este într-o situație grea și profiți de el ca să te îmbogățești pe seama nenorocirii lui. Nu fă niciodată așa. Spune aici că cine oprește grâul pentru ca să-l vândă apoi scump, tare și să profite din nenorocirea cuiva, zice, este blestemat de popor. Dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Celui care nu-l oprește, dă, face, ajute. Cel care îl vinde, el înțelege. Este foame, este greu, trebuie să dăm, să ajutăm. Nu pui un preț exagerat. Ai făcut ceva, nu profiți de asta, nu văzând pe om care merit într-o situație în care nu are încotro și va da orice ban va fi pentru tine. Să nu faci lucrul acesta. Dacă faci așa, atunci zice, atragi pe capul tău blestem. Nu vei fi binecuvântat, atragi blestem pe capul tău și să nu faci așa, nu economisi în felul acesta și nu căuta să profiți în felul acesta. Cine urmărește binele, zice, își câștigă bunăvoința, dar cine urmărește răul este atins de el, de rău.
Cine se încrede în bogății va cădea, dar cine prihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt și nebunul va fi robul omului înțelept. Ei, aș mai vrea să spun aici despre tulburatul casei. Unii care sunt cu economia prea tare, continuu își tulbură casa prin economia lor, că ei așa de zgârciți sunt, așa încât pot să câștige. Cunosc oameni care câștigă, au suficient ca să poată să-i ofere familiei un... Însă ei impun un trai care nu face sens, impun o strictețe care nu face sens, și asta, bineînțeles, că tulbură casa, îi face pe cei din casă să se simtă complet inadecvat în casa aceasta, pentru că, să zicem eu, tata, părinții sau nu știu cine ar avea suficient, dar ei procedează în felul ăsta. Deci nu este bine să economisești în felul acesta. Acum, iată, Tica este aici cu mine și zice că știe un caz. Să auzim ce spune. Zi, Tica. Stai să-ți spun și microfonul să auzi, așa. Deci, spunea cineva în biserică, într-un sat, că tata, când îi vin fiicele și stau o săptămână, două, când vin astea chitanțele, că trebuie să plătești pentru lumină, apă, împarte în jumătate și fetele, pentru că au stat la el o săptămână, trebuie să achite și ele. Și spune că fetele vor să îngrijească de el, dar cum e foarte neplăcut când se rămână cu el sau să stea la el și înțelegi de ce, pentru că așa e economie, chiar te simți străin în casa ta. Exact, și eu am mai auzit despre un alt caz când părinții mergeau, mergeau cineva la părinți. De acum ei sunt oameni gospodari, au copii, mergeau la părinți și le cumpărau câțiva saci de cartofi. În primul rând, se duceau foarte rar aici la noi în Moldova, unde totul este foarte aproape, aveau mașină, dar se duceau la nord la ei, 200 de kilometri acolo, 200, 300, nici 300 nu sunt, mergând încolo spre ei, zice că luau câțiva saci de cartofi sau ce mai luau eu și le dădeau la părinți și din pensia părinților ei luau bani înapoi pentru cartofi, ce e pentru ei, nu se poate să facă. Da, ajungem la subiectul ăsta, apropo, încă puțin și ajungem la subiectul ăsta. Da, hai chiar deodată să mergem, las că apoi schimb eu puțin ordinea versetelor care am pus-o aici. Merg acum la epistola 1 a lui Pavel către Timotei. Și iată, în epistola 1 a lui Pavel către Timotei scrie așa. La capitolul 2, stai, 2 sau nu, nu 2, 5. Așa. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia, adică copiii, să se deprindă, să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor, să răsplătească ostenerile părinților, că și lucrul acesta este plăcut înaintea Domnului. Auzi, deci dacă ești copil și dacă vrei să-ți economisești banii din suma de bani care o primești, numai decât gândește că trebuie să te îngrijești de părinții tăi, trebuie să te îngrijești de buneii tăi, trebuie să pui o parte din banii aceștia pentru părinții tăi, pentru buneii tăi și spune că în felul acesta răsplătești ostenelile părinților. Deci pentru ca să te îngrijești de ei, ca să-ți cinstești părinții, ai nevoie de bani. Din banii care câștigi tu, pune-ți deoparte pentru lucrul acesta. Cea cu adevărat văduvă care a rămas singură și a pus nădejde în Dumnezeu, zice aici, dar eu vreau să sar peste câteva versete, că zice aici așa, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Deci economisește banii în așa fel, pune banii așa fel, în primul rând ca să împlinești nevoile familiei tale. Dacă ești căsătorit în familiei tale, din care faci tu parte, ești tu soț, ori ești soția, din familia aceasta trebuie să împlinești, dar gândește și la familia, și la familia mare, gândește-te, că iată aici spune despre părinții tăi, inclusiv fiind căsătorit, trebuie să împlinești nevoile părinților tăi, inclusiv trebuie să împlinești nevoile buneilor tăi, deci să te gândești la ei, să faci față nevoilor lor. Iată, asta este un lucru foarte important și nu poți. Și spune Scriptura că dacă nu te îngrijești de ei și din banii pe care i-ai tu nu te îngrijești de ei, atunci ești mai rău decât un necredincios. La epistola pe care a scris-o Apostolul Pavel Galatienilor, în capitolul 6, începând cu versetul 6, el spune așa: cine primește învățătură în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Nu vă lăsați înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ci seamănă omul aceea va și se cera. Iată, dragul meu, fiind creștin, fiind ucenic al lui Iisus Hristos, pentru că îmi dau seama, un ucenic al lui Iisus Hristos mi-a adresat întrebarea aceasta, pe altul nici nu l-ar interesa ce spune Biblia despre administrarea banilor. Ei, fiind copil al lui Dumnezeu, fiind credincios, trebuie să te îngrijești de cel care te învață din cuvânt. Acolo, în biserica ta, unde mergi, sunt oamenii care
te învață. Și iată aici spune că trebuie să ai grijă de ei. Nu te uita la cei din jur. Cei mai mulți continui vorbesc de rău pe pastori, pe slujitorii lor, pe predicatorii lor. Îi judecă, tu nu proceda așa. Tu fă cum îți spune Scriptura, zice, cine primește învățătură în cuvânt, să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Tu ascultă ce îți spune cuvântul lui Dumnezeu, nu te lua după ăștia care știu doar să vorbească de rău, dar nu împlinesc cuvântul. Să-ți spun, la capitolul acesta sunt foarte puțini creștini, foarte puțini creștini care îndeplinesc ceea ce spune aici în Sfânta Scriptură, ca să se raporteze în felul acesta la cei care învață din cuvântul lui Dumnezeu, dar cei care fac așa, ei vor fi binecuvântați. Aici vezi, imediat spune, nu vă înșelați, imediat după versetul acesta spune, deci la versetul acesta se aplică la principiul acesta de a face parte din bunurile tale celui care te învață. Nu știu în ce măsură faci, cum faci tu parte din bunurile tale celui ce îl învață. Spune-i să ai tu o relație personală cu el, să-i faci parte din bunurile tale celui ce îl învață. Cum faci tu lucrurile acesta? Dacă nu faci lucrurile acesta, atunci uite ce îți spune imediat următorul verset, să nu te înșeli. Dumnezeu nu se lasă să fii batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Să nu obosim în facerea binelui. Deci ai grijă din banii aceia, că ai tu puțin, mulți, câți sunt banii aceștia, pune deoparte totdeauna. Uite următorul. Deci trebuie să ai grijă de cei din familia ta, să ai grijă de cel care te învață din cuvântul lui Dumnezeu și să ai tu o relație personală cu el în privința asta, să te îngrijești, să faci parte din toate bunurile tale. Știu că lucrurile acestea nu le-ai auzit des, pentru că foarte puțini predicatori sunt care spun versetul acesta, pentru că predicatorii se incomodează spunând versetul acesta, ei s-ar simți ca și cum ar cere pentru ei sau nu știu cum. Dar zic și eu cum a spus Apostolul Pavel. Apostolul Pavel când i-a învățat pe Corinteni, el a spus, vorbesc nu despre nevoile mele. El zice, eu vreau în primul rând ca voi să știți, este un principiu al lui Dumnezeu, un principiu biblic și nu poate un om să fie binecuvântat când îi nesocotește pe cei care îl învață din cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, mai departe, spune să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Și imediat următorul verset, așa, dar cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Deci din banii aceia, din bunurile materiale pe care le ai tu, fă bine la toți, dar mai ales fă bine fraților în credință. Deci fii gata să ajuți, să te implici în viețile altora. În viețile altora. Nu constă sensul vieții în a-ți aduna bani, a depozita bani. Nu, banii trebuie să investești înțelept. Și la epistola la epistola lui Iacov, acolo mai spune ceva. Iacov le vorbește creștinilor care se confruntau cu multe tare probleme. Și iată, și inclusiv cu lipsuri, nu aveau suficient bani și iată ce spune Iacov începând în capitolul 4 din versetul 1. El zice așa, de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Stați că am notat aici. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Și aici când spune nu aveți, se referă la lucruri materiale, dar se referă inclusiv la lucruri materiale, la bani. Nu au, zice, pentru că nu cer, nu se roagă pentru aceasta. Sau, zice aici Iacov, cereți, dar nu căpătați de la Dumnezeu, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Deci pentru bani, dragii mei, trebuie să te rogi să-ți dea Dumnezeu suficient bani atât cât ai nevoie. Că așa ne învață și la Efeseni, spune în orice, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu cu cereri și mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice precepere, vă va păzi gândurile și inimile în Hristos Iisus. Deci ce vreau să-ți spun că trebuie nevoia pe care o ai pentru bani să o spui lui Dumnezeu. Am nevoie de atâția bani, îmi trebuie atât, dar să te verifici bine. Pentru ce ceri tu? Îți spune aici că s-ar putea întâmpla să ceri de la Dumnezeu bani, să ceri de la Dumnezeu lucruri materiale, o stare materială mai bună sau nu știu ce lucruri ai putea cere și să nu primești pentru că ceri rău, cu gând să risipești în plăcerile tale. Și lui Dumnezeu nu-i place când averile pe care le avem, când banii pe care îi primim, îi risipim în plăcerile noastre. Nu așa trebuie să facem. Iată zilele acestea, chiar azi, am citit despre viața lui Vasile Pașcov. Acesta a fost un nobel foarte bogat din Rusia.
un colonel care a, din Rusia, care a crezut, unul dintre primii oameni din Sankt Petersburg, care a crezut în Hristos în a doua jumătate a secolului XIX, a crezut prin Lordul Radstock din Anglia. Și iată, colonelul acesta, el era al patrulea sau al cincilea om cel mai bogat din Rusia. Avea moșii enorme, avea uzini, uzini metalurgice, avea foarte, foarte bogat era omul acesta. Și toată averea și-o petrecea până atunci risipind-o, tot organizând fel de fel de petreceri, baluri, vânătoare, fel de fel de lucruri, pur și simplu risipea averea lui. Când a crezut în Domnul Iisus Hristos, omul acesta, toată averea lui a investit-o în Evanghelie, a investit foarte mult și casele lui le-a transformat în localuri pentru propovăduirea Evangheliei, a transformat în bucătării, cantine unde îi oferea mâncare ieftină pentru studenți, pentru oamenii săraci și le predica Evanghelia la oamenii aceștia. A tipărit foarte multe Biblie, a distribuit în toată lumea. Inclusiv când a fost deportat din Rusia, când țarul a deportat pentru activitatea lui evanghelică, omul acesta fiind în străinătate, fiind deportat, i-au rămas moșiile aici și în vremea aceea țarului l-au deportat pe el, dar nu i-au confiscat averele și atunci toate averele acestea, tot venitul care venea din averele acestea, el îl folosea ca să ajungă Evanghelia peste tot. Inclusiv când aici la noi, la Chișinău, s-a pornit o mișcare evanghelică printre evrei, Iosif Rabinovici, un evreu, a crezut în Domnul Iisus Hristos și a pornit aici o mișcare evanghelică, atunci Vasile Pașcov, care locuia la Londra și apoi s-a mutat la Paris, de acolo a trimis bani și o mare sumă a dat pentru construcția casei de rugăciune, apoi tot el de acolo a dat bani pentru un cămin, un cămin pentru evreii care credeau în Hristos, pentru că dacă un evreu se întorcea la Hristos, era alungat, excomunicat total din familia lui și nu mai putea avea niciun sprijin, niciun ajutor de nicăieri. Și atunci Vasile Pașcov a cumpărat din banii lui un cămin, a închiriat și a ajutat pe evreii aceștia care au crezut, ca să se poată, cum erau imediat alungați din familiile lor, până când își găseau un serviciu, până când își aranjau viața, să aibă un loc unde să locuiască și să poată primi o mâncare în locul acesta. Deci, vedeți, omul acesta a investit foarte mult. A trimis un aparat pentru tipar aici la Chișinău. A făcut foarte multe lucruri. Omul acesta, toată averea lui și-a investit-o în împărăția cerurilor. El și-a acumulat bogății în cer. Domnul Iisus Hristos a spus, nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molele și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde molele și rugina nu le mănâncă și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Deci asta, dragul meu, aici ți-am spus câteva principii cum să economisești banii. În primul rând, lucrează ca să ai bani, că dacă nu lucrezi, nu poți avea banii. Dar banii care îi primești nu îi risipi în plăcerile tale, ci ai grijă de cei din casa ta, îngrijește de părinții tăi, îngrijește de familia ta, îngrijește de bunei tăi, îngrijește de oamenii aceștia, fii gata și cu inima deschisă. Ți-am zis, gândește la cel care îți dă învățătură din cuvânt. Totdeauna, absolut totdeauna să te îngrijești de cel care îți dă învățătură din cuvânt și să-i faci parte din toate bunurile tale celui care te învață din cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi îngrijește de toți ceilalți oameni. Când frații tăi sunt în nevoi, dă-le lor prioritate și ajută-i pe frații tăi în credință. Ajută-i pe alți oameni, pe cei care sunt la începutul unei activități, să zicem un tânăr care vrea să meargă la studii, ajută-l pe tânărul acesta să meargă la studii, ajută-l să meargă la o tabără, ajută-l să meargă la un seminar biblic, pe persoană care a crezut de curând în Hristos. Iată, acum, mâine este 7 septembrie. Mâine e 6 septembrie. Poimâine, de la 7, 8 și 9 septembrie, vom avea un seminar de studiu biblic la tabăra de la Horjești. Ajută pe cineva să vină la seminarul acesta. Vino tu, investește tu în creșterea ta spirituală și ajută pe cineva să vină la seminarul acesta. Este cineva care a crezut în Hristos, cineva care nu are capacitate să-și plătească suma aceea de 400 de lei cât va costa pentru aceste două zile. Ajută-l pe cineva ca să poată veni acolo, să participe la seminar, să crească duhovnicește, investește în alți oameni, fă lucrul acesta și ferește-te ca să nu risipești în plăcerile tale. Totdeauna atunci când vrei să-ți cumperi ceva, când vrei să faci ceva, gândește, dar nu cumva lucrul acesta care vreau să-l iau eu este ca să-l risipesc în plăcerile mele. Nu, Dumnezeu nu vrea să risipim. Tot ceea ce câștigăm
tot ce ne dă Dumnezeu capacitate și posibilitate ca să câștigăm bani, avere, Dumnezeu vrea să o investim pentru împărăția Lui. Și așa să ne ajute Dumnezeu să investim. Și mai vreau să-ți mai spun ceva. Dacă ești în vârstă și poate să apropie sfârșitul vieții tale și rămâne urma ta, averea ta, gândește ce faci cu averea ta. Investește o avere aceasta ta pentru împărăția cerurilor. Vezi, nu cumva să o lași cuiva care în loc să o investească pentru cer, o va risipi toată și nu se va alege nimic din ea. Investește averea ta în împărăția cerurilor. Mă rog să ne ajute Dumnezeu pe toți să fim înțelepți la capitolul acesta al investirii banilor și vreau să vă prezint și câteva nevoi. Iată, acum la Strășeni, deci Biserica Bunăvestirea pe care o păstoresc aici în Chișinău, avem mai multe puncte de misiune și unul din ele este orășelul Strășeni și acolo am plantat o biserică. Pastorul este Adrian Blajinski și acum construim o clădire a bisericii. La Chișinău nu avem încă una, dar acolo la Strășeni construim o clădire pentru biserica de acolo și acum avem, construcția este în toi și avem o mare nevoie de 5.000 de euro. Dacă poți tu lua parte cu suma întreagă sau cu parte din sumă sau cum Dumnezeu îți dă posibilitate, ia parte și iată, este un fel cum poți lua parte la înaintarea împărăției lui Dumnezeu, la lărgirea împărăției lui Dumnezeu, să faci investiții pentru cer. Sergiu Rutkovski este un frate cu handicap fizic care face o lucrare foarte frumoasă. El este diacon în biserica de la Căpriana. Și la insistențele lui și eforturile lui am pornit la Institutul de Studiu Biblic din Chișinău, o facultate pentru persoanele cu dizabilități. El face o foarte mare lucrare pentru persoanele cu dizabilități ca să ajungă Evanghelia. Și iată, dintre oamenii aceștia a început să pregătească lideri care să le predea la alții, prin Skype, prin internet, să facă studiu biblic cu și să-i ajute să crească duhovnicește și să-L cunoască pe Hristos, pe oamenii care sunt în aceeași situație. Deja au fost două sesiuni de pregătire și acum vine a treia sesiune, care va fi începând cu data de 17 septembrie. Și mi-a scris Sergiu că are o nevoie disperată de $1,000 ca să acopere toate nevoile pentru oamenii aceștia care vor veni. Două săptămâni vor studia intensiv. Poți face o investiție nemaipomenită în împărăția cerurilor, ajutându-i pe oamenii aceștia. Iată așa, dragul meu, gândește totdeauna, gândește acolo unde ești tu, cum poți face, cum poți investești ca banii pe care îi câștigi tu să fie pentru slava lui Dumnezeu. Că așa spune Scriptura, cel neprihănit și investește banii și câștigul pentru slava lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Pace multă!